L-ai călcat cu mașina? Ai vrut să-l omori intenționat? Inculpatul a plecat de la fața locului și a revenit în circa o oră cu autoturismul marca Mitsubishi, în care s-au mai aflat două persoane, printre care și tatăl său, găsind martorul și victima cu oile pe islas. Ulterior, inculpatul i-a alergat cu mașina pe rând pe cei doi, culminând cu lovirea victimei, lovire în urma căruia victima a decedat. Fapta trebuie încadrată în dispozițiile articolului 188 din Codul Penal, respectiv ca fiind o infracțiune de omor. Ieri trebuia să fie ați văzut ce s-a întâmplat sau ați aflat ce s-a întâmplat? Sau... Eu când am plecat la ora 5 de acasă, l-am găsit pe vecinul meu, Anastasie Vasili, l-am găsit, era lung în mașină, numai sânge și poliție din parte, toate astea, tot îl filma, asta nimic. Și de acolo l-a luat frumos în nailon, l-am pachetat și l-a dus la morgă la Buzău. Și cei care l-au adus cu mașina, cine sunt? Criminarii care l-au omorât. Tot criminarii. Trebuia să-l lase acolo unde l-au omorât. Nu trebuia să-l ia. Poate avea zile de trei ani. Vinea salvare, vinea doctor, vinea asta. Și trebuia să-l lase acolo, doamnă.